și domnilor, bună seara și bun găsit la jurnalul TV Giurgiu. Iată care sunt principalele subiecte ale zilei. În noaptea de înviere, giurgiuvenii au ales cu prioritate catedrala. 104 apeluri la ambulanță în zilele de Paște. Polițiștii rutieri nu au avut mini-vacanță. Giurgiuvenii sunt interesați de loteria bonurilor. Astra Giurgiu ne învie lupta pentru titlu. Cei mai mulți giurgiuveni au ales să meargă la slujba de înviere a Domnului, la Catedrala Episcopală Adormirea Maicii Domnului și la celelalte biserici din municipiu. Numărul credincioșilor care au venit la slujbă a fost foarte mare. Vremea frumoasă a fost de partea giurgiuvenilor sâmbătă seară, astfel încât mii de oameni au ieșit din case pentru a merge la slujba de înviere. Ca în fiecare an, cei mai mulți credincioși au mers la Catedrala Episcopală Adormirea Maicii Domnului, unde Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, însoțit de un sobor de preoți. La miezul nopții, oamenii au primit Lumina Sfântă împreună cu binecunoscutul îndemn. Ei s-au strâns în jurul preoților pentru a-și aprinde lumânările și candelele. Veniți de luați lumină! După ce au luat lumină, cei care nu au rămas la catedrală au pornit pe străzile orașului. Cu mic, cu mare, copii sau vârstnici, cu toții s-au bucurat de cea mai importantă sărbătoare a creștinilor. În noaptea de înviere, după ce pleacă de la biserică, cei mai mulți credincioși merg după tradiție să ducă lumină la cimitir, la mormintele celor plecați dintre noi. Sâmbătă noapte, giurgiuvenii care au mers la cimitirul Sfântul Haralambie au avut parte și de o surpriză neplăcută. Din fericire, problema a fost rezolvată repede. După ce au luat lumină, credincioșii au mers către cimitire pentru a aprinde o lumânare și la mormintele celor decedați. La cimitirul Sfântul Haralambie, însă, giurgiuvenii aproape că au fost nevoiți să se calce în picioare, fiindcă agenții de pază nu au deschis porțile mari, permițând trecerea doar printr-o poartă foarte mică. Nu se știe cine a decis așa, iar oamenii au protestat pe bună dreptate. Așa dat, așa frumoasă ca... Dacă nu venea televiziunea aici, muream pe poarta asta de jumătate de metru. Parcă n-am mai primit ordine, domnule, să mai țin nimic n-a văzut la mea. Prezența TV Giurgiu la fața locului a fost așadar utilă, pentru că agenții de pază au revenit la gânduri mai bune și au deschis porțile mari pentru ca oamenii să poată intra fără a se mai îmbrânci. Din fericire, situația nu a degenerat, iar oamenii și-au făcut liniștiți datoria creștinească, ducând lumină și la mormintele celor adormiți. Mare aglomerație mare la atelierul Iepurașului de Paște. Cu o zi înaintea marii sărbători, peste 100 de copii s-au strâns în atelierul prezidat de Iepurilă, marele arbitru animator la concursul de colorat pe teme pascale. A fost ideea organizației de tineret a PNL, care și-a invitat membrii să vină sâmbătă înainte de Paști, însoțiți de copii, la atelierul lui Iepurilă. Acolo micuții au primit culori și desene pe teme pascale, dar și ouă, și s-au întrecut la colorat și încondeiat. Atmosfera a fost una de mare angajare artistică. Peste 100 de copii au desenat cu tema sărbătorilor de Paște, au decorat ouă, s-au jucat cu iepuri adevărați și puțin, mai puțin adevărați, o mascotă i-a animat pe parcursul acestor momente. Acțiunea a mai fost susținută de Asociația Uniți pentru Giurgiu și de către deputatul Florian Nicolae. Într-o zi de sărbătoare cum este astăzi, am hotărât să ne alăturăm și noi Asociația Uniți pentru Giurgiu demersurilor pe care le-au pregătit cei de la PNL Municipiu și
am hotărât să oferim copiilor o zi specială cu concursuri, cu colorat, cu iepurași, cu premii, să se bucure și să înțelegem că lumina trebuie să ajungă în sufletul fiecăruia în zilele acestea de sărbătoare. Am pierdut de mult timp calitatea de desenator la asemenea concursuri, dar încă sunt nostalgic după vremurile respective. Mă bucur că mai noștri colegi tineri liberali au reușit să organizeze un asemenea eveniment. Îi felicit pe ei și pe toți colaboratorii pe care i-ați aflat și poate alții care au vrut să rămână anonim. Este un demers firesc într-o asemenea perioadă. Ne apropiem de una dintre cele mai mari sărbători ale creștinătății. Și suntem mândri că avem un număr atât de mare de giurgiuveni. Dincolo de câteva ore frumoase petrecute în atelierul de creație, copiii participanți au fost recompensați la final cu premii constând în dulciuri, dar și cu diplome de participare. Peste 100 de giurgiuveni au avut nevoie de ambulanță în mini-vacanța de Paște. Tulburări digestive, răniri cauzate de agresiuni fizice pe baza consumului de alcool, dar și tentative de suicid au fost principalele motive pentru care a fost solicitat ajutorul medicilor. Zilele de pas s-au terminat pentru mulți giurgiuveni cu îngrijiri medicale. Peste 100 de persoane au apelat la serviciile de prim ajutor. Motivele principale au fost durerile abdominale, agresiunile fizice pe baza consumului de alcool și accidentele rutiere. În această perioadă nu au lipsit nici tentativele de sinucidere. În perioada sărbătorilor pascale, Serviciul Județean de Ambulanță Giurgiu a intervenit la un număr de 104 solicitări. Au predominat durerile abdominale, cardiacii, au fost și agresiuni fizice pe baza consumului de alcool, copii cu febră, cam astea au fost, 2 accidente rutiere, 2 decedați. Am avut cazuri de suicid. 2 tentative de suicid nereușite. 22 de persoane au avut probleme digestive, 25 de giurgiuveni au acuzat dureri cardiace, 4 persoane au căzut în stradă, 10 au suferit lipotimii, 9 au prezentat stări de agitație, iar 6 au consumat băuturi alcoolice peste măsură. Chiar și în aceste condiții, reprezentanții Serviciului de Ambulanță Giurgiu spun că numărul solicitărilor se apropie de cel dintr-o zi normală. Așa e la noi de când ne știm, afirmă romii spoitori din Giurgiu privitor la un obicei din cea de-a doua zi de Paște. Bucate alese și băuturi diferite sunt oferite de pomană pentru sufletul rudelor trecute la cele veșnice. An de an, cu pregătire la cimitirul Sfântul Haralambie, pot fi văzute coșurile special pregătite pentru obiceiul devenit deja tradiție în prima zi după învierea Domnului. Ouă roșii, cozonac, sarmale, băuturi diferite, alte mâncăruri tradiționale, toate alcătuiesc coșurile cu merinde special pregătite pentru a fi împărțite celor dragi, pierduți însă de către romii spoitori care și-au îngropat apropiații în cimitirul giurgiuvean Sfântul Haralambie. Unde băieți ești? Cultul morților, manifestat de o asemenea manieră, reprezintă o importantă tradiție peste care nu se poate trece, după cum afirmă cei care cunosc și aplică regulile învățate și ritualul de rigoare. Când moare un cineva drag, noi trebuie să respectăm tradiția asta, să venim fiecare an să împărțim. Asta am învățat de la părinții noștri. Venim în fiecare an, asta e la noi o tradiție. Asta e tradiția noastră, spăitorii. Venim la morminte, împărțim la, pentru morții noștri care avem, Dumnezeu să-i odihnească pe toți. Când este vorba de vechimea tradiției, la spăitorii din Giurgiu, membrii etniei spun că el, obiceiul moștenit, se pierde în negura vremurilor, dar de când se știe, comunitatea respectă datinile. Așa este tradiția asta? Spăitorească, s-a spus să spune, să facem mâncăruri, să aducem aici la biserică, să împărțim la părinți, la morții noștri. Da. De câți ani cunoașteți de obicei ăsta? De când sunt. Există o tradiție ca în această a doua zi de Paști să veniți aici pentru cultul morților. Ne spuneți câteva vorbe despre acest lucru, de câți ani faceți această treabă? De când am pomenit din părinți. Din bătrânii bătrânilor, noi așa facem. Și dacă acolo, la morminte, se cere să se împartă în chiar ziua a doua de Paște, tradiția contează și nu cât de larg se deschid baierile pungi. Am observat că de la familii foarte înstărite până la cele cu posibilități mai mici, toți fac acel lucru. Și săracul și bogatul vine și împarte ce are, după posibilitate, împarte pentru morților.
Regulile, în totalitate cunoscute, rămâne de făcut la un moment dat cumpărăturile care sunt programate odată cu acelea care țin de petrecerea acasă a sărbătorilor pascale. Cu o săptămână înainte de Paști, pentru noi cumpărăm pentru acasă și cumpărăm și pentru morții noștri ca să putem să împărțim, să venim la biserică a doua zi de Paști. An de an, coșurile cu produse special pregătite ajung la morminte spre a fi împărțite celor apropiați și plecați la veșnicie din rândul etniei. Demersul reprezentanților comunității de spoitori este, iată, odată cu trecerea timpului, cunoscut, acceptat și respectat. Polițiștii giurgiuveni au fost prezenți la datorie pe toată perioada mini-vacanței de Paște în tot județul. Dacă majoritatea giurgiuvenilor a înțeles că sărbătorile se pot petrece în liniște, nu același lucru putem spune și despre conducătorii auto. Pe parcursul celor 3 zile, oamenii legii au aplicat peste 200 de amenzi și au întocmit 21 de dosare penale. Zonele aglomerate în care s-au desfășurat manifestări religioase, cultural, artistice sau de agrement, precum și drumurile publice. Acestea sunt locurile în care polițiștii giurgiuveni au asigurat liniștea și ordinea publică în perioada mini-vacanței de Paști. În cursul celor 3 zile, giurgiuvenii au dat dovadă de spirit civic și modul în care aceștia și-au petrecut sărbătorile în afara domiciliului a fost unul liniștit. Nu același lucru s-a întâmplat în anumite familii. În mediul rural, pe fondul consumului de alcool, s-au produs 8 altercații. Pe timpul mini-vacanței de Paști, polițiștii au acționat în zona discotecilor, barurilor și a lăcașurilor de cult, astfel încât nu au fost înregistrate evenimente grave. Au fost și excepții în care diferiți cetățeni au avut altercații intrafamiliare sau care s-au produs pe fondul consumului de alcool, însă polițiștii au luat măsuri de a-i sancționa contravențional sau a întocmi dosare penale pentru lovire sau alte violențe. Dacă majoritatea giurgiuvenilor a înțeles că sărbătorile se pot petrece în liniște, nu același lucru putem spune și despre conducătorii auto. Pe parcursul celor 3 zile, oamenii legii au aplicat peste 200 de amenzi și au întocmit 21 de dosare penale. În această mini-vacanță s-au aplicat peste 200 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 60.000 de lei. S-au reținut 28 de permise de conducere, din care 7 permise de conducere pentru consum de băuturi alcoolice, multe permise, 12 permise de conducere reținute pentru depășiri neregulamentare, în special în zonele unde au fost concentrate accidente de circulație pe depășiri neregulamentare. Au fost constatate 7 infracțiuni la regimul circulației, din care 4 infracțiuni pe fondul consumului de alcool. În perioada următoare, polițiștii de la rutier vor desfășura acțiuni pe linia depășirii regimului legal de viteză. În vizorul oamenilor legii vor intra și pietonii care nu traversează prin locurile special amenajate, dar și conducătorii auto care nu le acordă prioritate acestora. După primele 2 zile de Paște, în care temperaturile au depășit 20 de grade, acum trebuie să ne mulțumim cu doar 14 grade în termometre. Vor fi însă doar câteva zile răcoroase pentru ca mai apoi să ne bucurăm de vreme caldă și soare. Soarele a strălucit în voie duminică în prima zi de Paște și nici ziua de luni nu a fost mai diferită din punct de vedere termic, cu temperaturi care au depășit 20 de grade Celsius. Ulterior, vremea s-a răcit în toate regiunile țării. Astăzi, la Giurgiu, temperatura maximă abia a atins 15 grade, iar cerul a fost mai mult noros. La fel va fi și miercuri, cu excepția a 2-3 grade în plus în termometre. Cerul va fi acoperit, vom avea șanse de precipitații slabe, după care se va degaja, respectiv zilele de miercuri, joi vom ajunge la o temperatură maximă de 25 de grade Celsius, minima nopții va fi de 90 grade, iar pentru weekend, noaptea de sâmbătă, vor fi precipitații. Weekendul viitor va fi unul răcoros, se vor semnala averse pe arii extinse, iar vântul va sufla cu putere. De altfel, vântul puternic este o caracteristică a lunii aprilie, deoarece în această perioadă are loc schimbul maselor de aer rece cu cele mai calde, care presupune și saltul termic de primăvară.
Cine are un bon fiscal emis în data de 7 februarie cu o valoare cuprinsă între 6 lei și 6,99 lei este unul dintre norocoșii câștigători la loteria bonurilor fiscale. Premiul în valoare totală de 1 milion de lei se împarte la numărul de câștigători, iar aceștia au la dispoziție 30 de zile pentru a-l revendica. Cei care au făcut cumpărături în perioada 2 februarie-28 martie și au păstrat chitanțele emise de către agenții economici au avut mari emoții la prima extragere a loteriei bonurilor fiscale, organizată ieri în a doua zi de Paște. Bonurile câștigătoare sunt cele eliberate în data de 7 februarie, cu suma între 6 și 6,99 lei. Cu speranța că se vor număra printre câștigători, mulți dintre giurgiuveni au păstrat bonurile. Norocul nu le-a surâs la această ediție, dar nu vor renunța. Sunt totuși nemulțumiți de modalitatea în care sunt extrase bonurile câștigătoare. Ați păstrat bonurile fiscale? Nu. O, da, 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 le avem în sacoșă, da. Și v-ați uitat? Ați câștigat? Nu, nu, nu. N-ați câștigat? Nu, nu. N-am câștigat. Le-am păstrat și sunt foarte dezamăgit. Am avut un bon de 3,30 lei din ziua aia. 7 februarie. Da, și n-am... 6 lei. Nu e treaba bună. Deci trebuia de la 1 la 10. Sau de la 10 la 20. Să încadra. Deci eu dacă era de la 1 la 10, mă încadram cu 3,30 lei. Deci a trecut norocul pe lângă dumneavoastră. Exact, exact. Bonurile le-ați păstrat? Da, le-am păstrat. Și ați aflat, ați câștigat, n-ați câștigat? Să le verific. Deocamdată. Nu, nu. Da, le-am păstrat, dar nu am câștigat nimica. Ați verificat? Da. Le-am verificat, dar n-am câștigat absolut nimic. Experiență. Le veți mai păstra? În continuare, da. Deci nu. Păi, ce-o vrea Dumnezeu. Premiul pus în joc la această ediție este de 1 milion de lei, sumă care se împarte în mod egal la numărul de câștigători. Banii pot fi revendicați în maximum 30 de zile de la sediul ANAF din orașul de domiciliu, cu bonul fiscal în original și o copie a actului de identitate. Extragerile se vor face de acum înainte, în prima duminică după data de 15 a fiecărei luni și se vor lua în calcul bonurile emise în luna anterioară. A debutat ca actor în filmul Tereza, a interpretat rolul lui Napoleon și a avut ca parteneri, printre alții, pe Marlon Brando sau Peter Falk. Născut într-o zi de 14 aprilie, Rod Steiger este actorul cu peste 100 de filme în palmares, dar și cu un premiu Oscar. Rodney Steven Steiger s-a născut în New York pe 14 aprilie 1925. Cariera actoricească a americanului este una de invidiat, numărând circa 100 de filme. Nume precum Peter Falk, Marlon Brando, Sidney Poitier sau mai recent Melanie Griffith ori Denzel Washington fac parte din pleiada de actori care au fost parteneri în diferite filme. De la serialul Columbo, trecând prin extraordinara prestație care a presupus interpretarea lui Napoleon, Steiger este cunoscut mai ales pentru o serie de pelicule precum Dr. Zhivago sau In the Heat of the Night, această realizare aducându-i actorului în 1960. 67 un Oscar pentru cel mai bun actor. Rod Steiger in the Heat of the Night. Filmografia actorului american cuprinde de asemenea producția The Pawnbroker sau Crazy in Alabama, film regizat de Antonio Banderas cu Melanie Griffith, de asemenea în distribuție. The Hurricane este o producție relativ mai recentă în care Steiger joacă de această dată alături de Denzel Washington. Doamnelor și domnilor, știrile TV Giurgiu au ajuns la final. Urmează sport, meteo, iar apoi emisiunile Punctul pe I și Între da și nu. Eu sunt Florentina Dumitru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc numai bine!
găsit la știrile din sport. Astra Giurgiu a relansat lupta pentru campionat după egalul scos în ziua de Paște cu Steaua. Steliștii au dat vina în totalitate pe arbitraj și de nervi au spart ușile vestiarului la finalul meciului. Giurgiuvenii și-au pierdut speranțele pentru locul 2, iar obiectivul principal rămâne un loc în cupele europene. La începutul returului, când aveau 13 puncte avas față de locul 2, steliștii nu se gândeau că vor tremura la Giurgiu de frică să nu piardă fotoliul de lider. Steaua nu a impresionat în partida de duminică și a remizat alb cu Astra, care a avut și norocul de partea ei. Gigi Becali a ales să nu vină la Giurgiu cu Steaua și astfel echipa lui Costel Gâlcă s-a împotmolit la malul Dunării. Astra nu a oferit cel mai strălucit joc, dar a oferit ocaziile serii, iar statisticile au demonstrat că a fost peste Steaua. Meciul de la Giurgiu a relansat lupta pentru campionat între Steaua și ASEA Târgu Mureș. La finalul jocului, steliștii au lovit și au spart ușa de la vestiar, acuzând că arbitrii au greșit în defavoarea lor. Nu știu dacă e vorba că nu ne iese. Am avut ocazii mari în prima repriză, am avut un gol ca și făcut care a fost anulat pe o mare, mare greșeală de arbitraj. Din păcate, totul se întâmplă împotriva noastră. Asta este. Cea mai controversată fază a meciului a avut loc în minutul 11, atunci când Adi Popa a fost semnalizat în poziție de offside, iar tușierul este acuzat că a greșit. Așa când nu merge jocul, pot să zici și arbitrajul, și adversarii, și suporteri, și nu știu. Nu ne căutăm scuze acum, noi trebuie să câștigăm meciuri, trebuie să demonstrăm pe teren că suntem mai buni și asta e. A fost. Dar bineînțeles, mereu la fiecare meci ne fură ceva de la noi. Asta e. George Florescu a fost de părere că nu arbitrajul a decis meciul. A doua repriză, cred că i-am dominat total și nu și-au mai creat absolut nicio ocazie. Din câte mi-amintesc, au avut un singur corner a doua repriză și am reușit să îi ținem în jumătatea lor și să ne creăm noi ocazii foarte clare. Voi vă mai gândiți la locul 2 sau e imposibil? E imposibil. E diferență foarte, foarte mare. Ne gândim să realizăm obiectivul de a participa în cupele europene la anul. Chiar dacă au fost supărați după meci, steliștii nu i-au neglijat pe fanii giurgiuveni și au făcut poze cu ei și au dat autografe. Cu 8 etape înaintea finalului de campionat, în Liga 1, lupta la titlu se prefigurează între primele două clasate, Steaua București și nou promovata ASEA Târgu Mureș. Cu 16 puncte în urma liderului din Ghencea, Astra Giurgiu rămâne în jurul locului 5 și e greu de spus că mai poate emite pretenții. După meciul din ultima etapă cu Astra, președintele steliștilor Valeriu Argăseală a fost asaltat de ziariști. Dincolo de cele două puncte pierdute la Giurgiu, Argăseală s-a arătat preocupat de arbitraj. Citind ieri în gazetă, am vrut să dezvolt și eu puțin subiectul și am văzut că sunt greșeli împotriva Stelei și sunt greșeli în favoarea Târgu Mureșului. Astăzi am văzut faza asta cu Popa, când a scăpat în prima repriză, am văzut ieri faza cu Rocea, când a scăpat tot la fel în prima repriză, am văzut faza din minutul 90 și încerc să cred că cei care au scris au dreptate. Președintele FCSB a mai făcut referire și la meciul direct cu ASEA Târgu Mureș, care poate schimba soarta clasamentului, dar și la indisponibilitatea din ultima perioadă lui Prepeliță, care nu a făcut deplasarea la Giurgiu. Vă temeți atunci de meciul cu Târgu Mureș, să vă ajute arbitrii? Mă tem de toate meciurile, nu numai de meciul cu Târgu Mureș, da? Mă tem de toate meciurile. Aș vrea să fie doar un arbitraj foarte corect. Atât. N-ar fi adus un plus la mijloc Andrei Prepeliță? Cu siguranță, haideți să o lămurim și pe asta. Andrei n-a jucat nici meciul trecut, nici meciul ăsta, pentru că a avut temperatură 40 de grade. Ce vezi? Am pus pe site, am scris că este omul bolnav. Dacă se tot vehiculează că jucătorul nu vrea să joace sau că l-am interzis noi să joace, nu e adevărat. Cu 8 etape înaintea finalului de campionat, meciul direct dintre ocupantele primelor două locuri în clasament poate fi o partidă cu titlul pe masă. Unirea Izvoarele nu a rezistat presiunii din vârful clasamentului Seriei de Sud și a clăcat etapa trecută cu Spicul Izvorul. Totul spre bucuria celor de la Arsenal Malu, care abia așteptau un pas greșit din partea izvorenilor ca să le fure poziția de lider. Și Dunărea Giurgiu s-a descurcat bine în etapa din ajunul Paștelui. 5 luni de zile, atât a avut de așteptat Arsenal Malu pentru o greșeală din partea Unirii Izvoarele, care a venit etapa trecută. Echipa care a detronat-o pe Unire a fost Spicul Izvorul, care a reușit să câștige cu scorul de 1-0. Arsenal Malu și-a recăpătat pofta de gol după ce sâmbătă a învins în deplasare cu 4-1, scorul la care Dunărea Giurgiu pierdea în urmă cu două etape pe același teren în fața echipei Argeșul Hotarele. Jelescu, Danciu și Damian au marcat pentru oaspeții, care au beneficiat și de un autogol înscris de cei din Hotarele. A fost un joc bun făcut de
de băieții noștri. O primă repriză excelentă, a doua repriză au redus din turație și n-au mai marcat, ba chiar a primit un gol. În a doua repriză a jocului, băieții deja au început să se gândească la masa de Paște, la drob, la ouă. Nu cred că au început să se gândească la masa de Paște. Au jucat în continuare, dar n-au mai intrat. Au mai fost câteva ocazii și în a doua repriză mingea n-a mai vrut să intre în poartă. Tunarii au reușit astfel să recapete poziția de lider chiar înainte de Paște. Totuși, diferența dintre Malu și Izvoarele este făcută de golaveraj, deoarece la puncte sunt egale. Însă, Arsenal Malu are avantajul unui meci mai puțin disputat. E greu să ajungi pe primul loc, dar și mai greu să-l păstrezi. Haideți să vedem ce se va întâmpla de acum înainte, cine va termina pe primul loc, important e la finalul campionatului cine va fi acolo. Și în seria de nord a campionatului județean de fotbal s-a produs rocada. Argeșul Mihăilești a revenit pe primul loc, profitând de faptul că Zmei Ogrezeni a stat. A fost o etapă de revigorare și pentru Dunărea Giurgiu, care a câștigat în deplasare un meci cu cel mai dificil adversar întâlnit în returul de campionat, Mihai Viteazul Călugăreni. Pe terenul finalistei campionatului județean din sezonul trecut, Dunărea s-a impus cu scorul de 2-1 prin golurile înscrise de Mugurel Vrabie și Florin Miu. Acestea au fost știrile din sport. Vă mulțumesc pentru atenție și nu uitați să faceți mișcare în fiecare zi, pentru că sportul este sănătate. La revedere! Miercuri vremea va fi în general frumoasă și se va încălzi în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi variabil, cu unele norări în regiunile nordice, nordestice și la munte, unde pe arii restrânse va ploua slab. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 și 22 de grade, iar cele minime se vor încadra în general între 0 și 10 grade. Și la Giurgiu cerul va fi mai mult senin și nu sunt anunțate condiții de ploaie. Temperaturile maxime vor ajunge până la 20 de grade la Giurgiu, Hotarele și Comana și vor fi în jur de 18-19 grade la Mihăile și Bolintin Vale. Viteza vântului va fi de 19 km pe oră dinspre vest-sud-vest, presiunea atmosferică 766 mm coloană de mercur. Apele Dunării sunt în scădere cu 35-45 cm, cota probabilă 400 de cm. Umiditatea va fi de 55%.